Hei, dragii mei, eu sunt Valentina, doctor farmacist primar, iar astăzi vreau să vă vorbesc despre un produs cosmetic pe care eu îl folosesc cu regularitate. Aș putea spune că îl folosesc aproape zilnic. Este vorba despre o cremă cu factor de protecție solară. Și de ce vreau să vă vorbesc despre această cremă pe care o folosesc? Pentru că m-am gândit eu să iau la rând fiecare ingredient, să vă spun despre ele, cum acționează sau care este rolul acestora. Bineînțeles, vorbesc aici despre ingredientele active, că nu are rost să vă povestesc despre ingredientele acelea care sunt, de fapt, excipienți, adică acele ingrediente care ajută formula cremei să fie așa cum ne place nouă și, în plus, să o și protejeze împotriva microbilor sau alte cauze care o pot deteriora. Bun, vreau să vă vorbesc despre această cremă pentru că este o cremă ultra cunoscută. Haideți să nu mai prelungesc așteptarea, este vorba despre această cremă de la Revox și anume se cheamă ea Just Daily Sun Shield UVB plus UVA. Este foarte important să avem grijă pe crema noastră solară să fie specificat acest lucru, deși nu cred că mai există creme pe piață care să te protejeze doar împotriva unei anumite lungimi de undă, ori UVA, ori UVB. Și conține filtre SPF de 50+. Știți obsesia mea, mi se pare absolut normal, cel puțin la nivelul feții, tot timpul să ne protejăm cu un factor de protecție solar de 50. Și ați observat poate noul trend în domeniul cosmeticelor și anume aceste creme care inițial aveau doar rol de factor de protecție solară și care de multe ori erau și neplăcute ca textură, miroseau și într-un fel destul de ciudat, ulterior luceau pe piele. Mai nou, ele se absorb repede, nici nu prea mai miros sau oricum au un parfum foarte delicat sau parfum deloc, doar mirosul ingredientelor constituente și au și aceste ingrediente active pentru sănătatea pielii sau pentru înfrumusețarea pielii și anume această cremă are acid hialuronic. Deci pe lângă faptul că mă protejează împotriva razelor solare, îmi oferă și un pic de senzație din aceasta de față mai plină, de piele mai sănătoasă, mai plumped. Datorită acidului hialuronic, evident. Știu, am aflat între timp că există și o cremă care arată exact la fel, poate o să inserez aici imaginea, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, că arată aproape identic, pentru piele grasă. Și aici ajungem la prima problemă a acestei creme. Nu pot să o aplic decât în jurul obrajilor, decât pe obraj, pentru că dacă o aplic în zona T, deoarece eu am un ten mixt, se îngrașă foarte repede pielea și repede încep să lucesc și oricum senzația aceea absolut neplăcută de ten care lucește. Motiv pentru care eu această cremă nu o aplic decât pe obraj, iar pe restul tenului aplic crema despre care v-am vorbit într-un clip anterior, vă las linkul în descriere, o cremă cu SPF mineral, pe care o prefer, pentru că SPF-ul mineral este un SPF din punct de vedere calitativ și al siguranței, pe care eu îl consider superior SPF-ului chimic. SPF-ul chimic, nu vă plictisesc, vă spun doar pe scurt, este reprezentat de acele substanțe care, odată absorbite în piele, efectiv se activează la nivelul pielii și resping razele solare. Pe când SPF-ul mineral doar stă pe suprafața pielii, putem ieși absolut imediat după ce l-am aplicat afară în soare și el formează efectiv ca o barieră. Am spus iar efectiv, mă scuzați. Acționează ca o barieră blocând razele solare și disipându-le, astfel încât ele nu pătrund în dermul nostru și nu ne afectează tenul. Bun, aceasta este crema pe care o folosesc zi de zi în zona T și de ce nu o folosesc și pe obraj zi de zi, ci doar din când în când, pentru că nu am în fiecare zi timp, recunosc, să îmi pregătesc tenul pentru ea. Această cremă usucă destul de rău tenul, adică pentru zona T este perfectă, mă ajută, nu mai am nevoie nici de pudră sau primer sau alte lucruri pe care le foloseam ca să nu îmi lucească tenul. În schimb, pe obraj, ca să arate ok și să nu am această problemă că lasă o peliculă albă, este nevoie să-mi hidratez foarte bine tenul înainte și recunosc că nu de puține ori am omis această etapă sau am făcut-o mai lapidar și s-a cunoscut în momentul în care am aplicat această cremă, acest factor de protecție solară. Și atunci intră în scenă prietenul nostru, acesta, să vă spun că și aici sunt la al doilea flacon, dar să nu credeți că este tot primul flacon. Și intră prietenul acesta, am vrut și eu să cumpăr crema nouă, să vă pot arăta, să vă explic despre ea și apoi am consumat-o și a trebuit să mai îmi cumpăr încă una, așa că
Mai am foarte puțin în aceasta, între timp am luat-o pe aceasta că am zis stai totuși că vreau să filmez clipul și să le arăt un ambalaj frumos și un ambalaj nou de cremă și între timp, ce credeți, l-am terminat și pe acesta și acum o să mă duc și o să cumpăr pe al treilea flacon în decurs de câteva săptămâni, oricum sub o lună de zile. Pentru că este un flacon mic, are doar 30 de ml, dar și prețul este pe măsură, este tot aproximativ 30 de lei. Deci este un preț foarte bun pentru un factor de protecție solar care se poate aplica la nivelul feței și care are 50 plus SPF-ul. Ca orice cremă care se respectă, bineînțeles că în cutie avem și un prospect în care ni se explică cu ce alte produse de la acest producător putem folosi crema aceasta, dar și câte ceva despre această cremă și ni se spune că datorită texturii sale delicate se absorbe rapid în piele. Da, instant, în momentul în care ai aplicat-o pe piele s-a și absorbit pentru un finisaj non-gras. Aici nu știu ce să spun, v-am spus în zona T, dacă o aplic, mie mi se pare că este destul de grasă treaba, adică finisajul este non-gras în momentul în care ai aplicat crema, dar 6 ore mai târziu, nu. Se întâmplă lucruri foarte rele acolo și lasă un finisaj non-gras și catifelat, creând o bază perfectă pentru machiaj. Îmi pare rău, machiaj zi de zi nu port la modul fond de ten, așa că nu am foarte mare experiență cu ce se întâmplă în momentul în care aplici fondul de ten, dar știu că în funcție de tipul fondului de ten, poate fi bine tolerat împreună cu SPF-ul sau nu. Vă dați foarte repede seama despre asta, că am înțeles că exact în momentul în care începi să aplici fondul de ten peste SPF-ul pe care l-ai ales, exact în momentul ăla și încep să se producă efecte vizibile în cazul în care cele două nu se înțeleg. Și căutați până când se înțeleg, adică încercați și cu alte produse. Bun, haideți să începem. Absolut pe scurt, vreau să vă povestesc despre această cremă, ce conține, cum acționează respectivele ingrediente și dacă sunt sigure pentru sănătatea pielii noastre sau nu prea, dacă există risc să producă iritații în cazul în care aveți un ten sensibil sau foarte sensibil. Avem 5 tipuri de filtre UV în conținutul acestei creme, o să le inserez aici. Filtre care sunt sigure, majoritatea dintre ele, bineînțeles până în anumite concentrații. De exemplu, avem octocrilena, care este sigură în concentrații de până la 10%. Octinoxatul, care este sigur până în concentrații de 7,5%. Normal că depășite aceste concentrații ar putea să dea iritații și alergii persoanelor sensibile, dar cu siguranță nu sunt depășite în acest produs cosmetic, pentru că altfel nu putea fi livrat pe piață, pentru că aceste concentrații sunt dictate de către organismele care supraveghează piața cosmeticelor la nivel european. Nici mai mult, nici mai puțin, de 6 ingrediente din această cremă mi-au dat bătăi de cap, adică sunt ingrediente pe care eu, una sincer, nu le-aș fi ales să facă parte din compoziția unei creme pentru ten, pentru față, pentru că sunt ingrediente care ridică semne de întrebare. Primul ingredient pe care l-am identificat este al 9-lea în lista de ingrediente și este vorba de uleiul mineral. Eu am mai vorbit despre uleiul mineral și știți că este sigur în formele purificate și are rol emolient. În principiu, în toate produsele cosmetice, acest ingredient nu apare decât ca ingredient purificat. Dar este un ingredient care este posibil comedogenic. Este posibil să astupe porii și astfel să se formeze punctele negre, așa, foarte pe scurt, foarte simplificat. Așa că aș spune nu uleiului mineral în compozițiile acestea care se aplică la nivelul tenului. Până să ajung la ultimele 5 ingrediente conținute de această cremă și care sunt ingrediente pe care eu nu le consider potrivite pentru a fi aplicate pe ten, mai ales în cantități ridicate, dar fiind ultimele 5, e clar că în această cremă nu este cazul, vreau să vă vorbesc și despre ingredientele active în această cremă, despre faptul că mi se spune încă de pe ambalajul cremei, ambalajul extern al cremei, că ambalajul secundar, că această cremă conține acid hialuronic. Dar pe lângă acid hialuronic mai conține și glicerină, care știți că este umectant și atrage umiditatea la nivelul pielii și atunci pielea arată mai bine, mai plină. Mai avem și cetilpalmitatul, care și el e emolient, care hidratează și hrănește pielea. Mai avem hialuronatul de sodiu, despre care știm cu toții despre acidul hialuronic, cât de minunat este pentru piele și de altfel așa este și promovată această cremă. Alt ingredient activ din compoziția acestei creme, care este foarte interesant, este alantoin. Pentru că această alantoină are rol în calmarea pielii, dar ajută și la regenerarea celulară. Deci iată un ingredient activ foarte important și foarte bun pentru piele. Și probabil că toate aceste ingrediente active
Fac această cremă să fie foarte bine tolerată de către tenul meu, care a devenit extrem de pretențios în ultimul timp. Are tot felul de nazuri, tot felul de iritații, eritroze și alte probleme. Dar crema aceasta o tolerează foarte bine, ca și cum nici n-ar fi nimic acolo. Și acum haideți să trecem și la ultimele 5 ingrediente, care sunt efectiv și ultimele 5 ingrediente din lista de ingrediente a acestei creme, care prin urmare se află în compoziția cea mai redusă în interiorul cremei acestea de la Revox, Daily Sun Shield. Am pus 5 fețe triste pentru că efectiv nu înțeleg de ce au stricat din punctul meu de vedere formula cu aceste ingrediente. Da, o folosesc zi de zi crema aceasta, dar aceste ingrediente pentru mine sunt de neînțeles. Și avem așa, la numărul 22, parfumul. De ce să adăugăm parfum într-o cremă pentru față? Explicați-mi voi. Dar ce pot să vă spun este că eu nu simt niciun parfum. Ori am eu anosmie la... Da, nu. Parcă să zic acum că m-am gândit că ar trebui să aibă un parfum, simt un parfum foarte ușor. Deci au adăugat un pic de parfum, probabil să fie pe placul populației, deși eu, sincer să fiu, nu cred că știu pe vreuna dintre prietenele mele care să-mi fi spus vreodată mi-am luat o X cremă de față pentru că mirosea atât de bine. Toată lumea vrea produse pentru față fără parfum. În caz că nu v-a spus nimeni, dragi producători de produse cosmetice, lumea nu este atât de mare fană a parfumului în creme. Am dreptate? Următoarele 4 ingrediente sunt legate tot de partea aceasta de parfum și anume hexilcinamalul, benzil salicilatul, limonenul și alcoolul anisat. Toate acestea sunt componente ale parfumului. Probabil că adăugând parfum, inevitabil adaug și aceste ingrediente. Deci, iată 5 ingrediente folosite strict pentru plăcerea persoanei care folosește acest produs și care pentru mine sunt un big no-no. Acestea fiind zise, probabil vă întrebați de ce folosesc totuși aproape zi de zi aceste creme, de ce trec prin ele câte 2-3 pe lună și continui să le folosesc. Pentru că aceste ingrediente, ultimele 5 ingrediente despre care v-am vorbit, parfumul acesta, se află totuși într-o concentrație foarte mică în formulă, fiind și ultimele ingrediente, și nici nu am sesizat că îmi alergizează în vreun fel tenul. Într-adevăr, un pic nemulțumită sunt de partea aceasta de ulei mineral și pe el și bănuiesc că este de vină pentru faptul că se îngrașă atât de repede pielea în zona T atunci când aplici crema și este într-adevăr un ingredient pe care îl dezavăzi. După mine ar trebui scos din formulările cosmetice, este învechit, dar ieftin și probabil că acesta este și motivul pentru care este folosit. La urma urmei și eu ce așteptări am de la o cremă care este până în 30 de lei sau 30 de lei, 30 de mililitri, pentru că știți cu toții că aceste creme cu factor de protecție solar sunt de obicei foarte scumpe. Dar continui să folosesc această cremă pentru că, din punctul meu de vedere, ingredientele ei active sunt unele foarte bune și foarte bine gândite. În plus, îmi place foarte mult faptul că se absorbe repede și nu lasă senzația aceea de gras imediat după aplicare și nici nu lucește. Iar faptul că are SPF 50+, pe mine m-a convins. Sunt tare curioasă, voi ce părere aveți? Credeți că ar trebui să am mai multă grijă și într-adevăr să-mi hidratez complet fața peste tot și să aplic mai multe creme hidratante și abia apoi să folosesc acest SPF mineral care clar este net calitativ, este net superior calitativ acestei creme? Sau să give me a slack și să mai folosesc din când în când și crema din aceasta care nu este chiar ce trebuie. Într-adevăr există și o mare diferență de preț pentru că această cremă sunt 30 de mililitri, vreo aproape 30 de lei, iar această cremă cât are? Cred că tot 30, nu? Are 50 de mililitri, dar cred că este undeva pe la vreo 120 de lei. Prin urmare, e de înțeles de ce există o diferență și în calitatea ingredientelor și într-adevăr aceasta îmi place foarte mult și îmi place și faptul că se aplică cu ajutorul unei pompițe și nu prin omorârea recipientului efectiv până când îți iese afară produsul de care ai nevoie și pe care vrei să îl folosești. Sper că vi s-a părut interesantă analiza mea asupra ingredientelor acestei creme și sper că vă place tipul acesta de conținut pentru că eu una mă regăsesc. Mi se pare că pot să vă arăt lucruri care pentru mine funcționează sau care nu funcționează și faptul că pot să vă vorbesc și despre compoziția chimică a acestora, practic îmi îmbină pasiunea cu viața mea de zi cu zi. Așa că n-are cum decât să-mi placă acest lucru. Eu am fost Valentina, vă pup!